Astăzi aș dori să vorbim câte ceva despre tâlharul de pe cruce, eveniment redat de către evanghelistul nostru în Luca la capitolul 23. Dar n-aș dori să vorbesc despre acest personaj, doar despre acest personaj, ci aș dori să-l iau prin comparație și prin contrast, în tandem, mai bine spus, cu un alt personaj extrem de cunoscut de la începutul istoriei planetei Pământ, și anume cu Enoch, împreună cu Enoch. Să avem aceste două personaje pentru a învăța un principiu extrem de important. Ceea ce este comun este faptul că despre ambele personaje avem informații sumare. Despre Enoch știm că a umblat cu Dumnezeu, iar despre tâlharul răstignit împreună cu Hristos, e clar că a umblat în nelegiuire. El însuși, vă amintiți că recunoaște că pedeapsa capitală prin răstignire era plata corectă pentru umblarea lui, ceea ce înseamnă că a umblat în nelegiuire. Numai că aș dori să vedeți că tâlharul de pe cruce și Enoch sunt capetele opuse ale unui larg spectru de păcătoși care vor moșteni noul pământ. Și raportul istoriei sacre ne spune că Adam și Eva au născut copiii după ce au părăsit grădina Edenului, adică după ce slava care locuia în ei i-a părăsit. Și din momentul acela am învățat că ei au încetat să mai fie părtași de natură divină. Și astfel au devenit păcătoși, iar păcătoșii trăiesc în păcat, nici de cum, în neprihănire. Și primul lor fiu a demonstrat acest lucru pe cea mai dureroasă cale cu putință. Și puteți să faceți legătură cu prezentarea trecută în care am vorbit în mod detaliat despre acest eveniment. Toți copiii lor s-au născut lipsiți de șechina de slava lui Dumnezeu, după chipul și asemănarea părinților lor care au alungat șechina. Vreau să vă spun că Enoch nu face excepție de la această regulă extrem de importantă. Enoch nu face excepție de la această regulă. Și atunci o să mă opriți și o să-mi spuneți, stai puțin, că Dumnezeu l-a luat la cer. Dintre cele trei persoane care au fost luate la cer, Enoch este unul dintre ei. Cum se explică mutarea la cer după cei 365 de ani de umblat cu Dumnezeu? Și acum, detalii nu sunt foarte multe, dar este clar că despre Enoch putem să ne dăm seama de anumite lucruri. Cu siguranță că a stat de vorbă cu Adam, că a stat de vorbă cu părinții lui, că a stat de vorbă despre originea vieții, că a stat de vorbă despre propunerile lui Lucifer, despre ceea ce s-a întâmplat în grădina Edenului, despre prima crimă în omorârea și crima pe care a făcut-o Cain împotriva fratelui său Abel. A înțeles cum Adam a pierdut administrația planetei în favoarea îngerilor rebeli și a observat cum familia omenească s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu și exista destulă decădere și nelegiuire ca să-și facă o imagine foarte importantă și corectă despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Ca să spunem așa, e clar că Enoch a avut o înțelegere destul de bună cu privire la marea controversă. De asemenea, știm că era căsătorit și că avea copii. Prin comparație, de exemplu, cu Ilie sau cu Ioan Botezătorul, n-a fost un ascet sau un pusnic care trăia prin deșert. Era căsătorit, a născut fii și fiice, lucru care ne ajută să înțelegem că omul avea o familie obișnuită, ducea o viață obișnuită în mijlocul societății vremei lui, cu particularitățile respective. Nu s-a născut miraculos, nu aflăm niciun raport că el ar fi fost diferit de toți ceilalți oameni. Nu era mai special, da? Nu, sub nicio formă. Dovadă stă faptul că dintre toți fiii și fiicele lui, un singur nepot, adică Noe, a avut curajul să urce în arcă, în ciuda faptului că toată familia lui a știut de mutarea lui la cer. Toți ceilalți au murit în apele potopului. Ei, în ce fel a umblat Enoch cu Dumnezeu în toți acești ani până la plecarea lui la cer? În ce fel? Și acum încerc să explic lucrul acesta. Așa după cum ne redă Scriptura, este clar că el era unul dintre puținii locuitori a acestei planete care cu adevărat au înțeles cauzele tragediei umane, care au înțeles frumusețea neprihănirii, a iertării și a caracterului Tatălui și care au urât nelegiuirea și despărțirea de Dumnezeu.
a văzut rana mortală produsă de despărțirea de natura divină și a înțeles, zic eu, că fără prezența sistemului de operare, fără prezența șechinei în templul inimii, aceasta se degradează până la momentul oribil în care dorești să îl ucizi pe Dumnezeu. Și bineînțeles că omul acesta care umbla cu Dumnezeu avea un interes pentru cauza lui Dumnezeu, un interes înalt și frumos pentru Dumnezeu în marea controversă. Și asta l-a ajutat să aibă discernământ, să înțeleagă adevăratele valori, să înțeleagă dispute, să înțeleagă adevărata fața controversei, să înțeleagă care este sistemul de operare, să înțeleagă care este taina evlaviei, să aprecieze frumusețea neprihănirii Tatălui, să aprecieze lucrurile frumoase pe care le-a spus de pe buzele sale părintele lui Adam și așa mai departe. Și a înțeles lucruri importante, fără nicio constrângere exterioară, că și viața lui va fi o viață care să evoce drumul crucii, o viață în care va fi urât de oameni, o viață în care era neînțeles de prieteni, o viață în care era privit cu rezervă de către membrii de familie, de către copii. Și a mers atât de departe încât Dumnezeu, pentru o cauză extrem de obiective pe care am mai prezentat-o în alte ocazii, Dumnezeu a hotărât ca să-l ia în ceruri, ca să-l ia sus. Nu a fost nici de cum o răsplată pentru moralitatea impecabilă și pentru caracterul de sfințenie absolut pe care îl avea. Nu exista așa ceva. Din câte putem să ne dea seama, era un om deosebit, era un om curat, era un om care practica cu devotament dreptatea, mila, bunătatea și umblarea aceasta cu Dumnezeu. Și Enoch făcea toate lucrurile acestea pentru că știa dureros de bine de unde vine și de ce este capabilă inima lui despărțită de Dumnezeu. Asta este Enoch. În extrema cealaltă, și e extremă, se află tâlharul de pe cruce, unul dintre cei doi răstigniți împreună cu Hristos. De fapt, vreau să vă spun că trebuiau să fie trei tâlhari răstigniți, dar poporul lui Dumnezeu, ai săi, au cerut eliberarea lui Baraba. Pentru ei, Hristos era un tâlhar și mai periculos. Și acest tâlhar nu a umblat cu Dumnezeu ca Enoch. Chiar dacă o să citiți în Scriptul Profetic că el învățase din copilărie toate aceste lecții despre Dumnezeu și despre caracterul său la sinagogă și acolo unde a fost educat. A iubit nelegiuirea, în contrast marcant cu iubirea neprihănirii, cum se poate vedea în viața lui Enoch, și că omul și-a trăit viața fără remușcări, fără scuze, și-a trăit, eu îmi trăiesc viața, îmi trăiesc clipa, da? Toți cei din anturajul lui Baraba se considerau patrioți, se considerau insurgenți care sunt adevărați eroi, care luptă pentru eliberarea poporului de sub asuprirea Imperiului, erau zeloți, sicari, da? Nu aveau nicio idee, nu erau interesați despre realitățile divine, din marea controversă, despre caracterul lui Dumnezeu pe care o dovedea acest învățător care spunea să întoarcă și celălalt obraz, despre iertare, despre iubirea dușmanilor și a celor care îi subjugau, așa ceva nu se accepta în mintea lor. N-aveau nicio idee despre realitățile marii controverse așa cum le-a perceput Enoch, nici despre caracterul lui Dumnezeu, caracter deosebit, ca un miel pe care îl duci la tăiere, acolo pe cruce, care se manifesta chiar în acele momente în mijlocul poporului său. Pentru mintea lor de patrioți adevărați, Iisus din Nazaret era un învățător, un rabin neputincios și naiv, propovăduitor al unei iubiri slabe și rupte din contextul și din realitatea crudă a robiei în care se aflau ca popor. Și aflați în arest în fortul roman Antonia, erau destul de bine informați despre ceea ce se pregătește, cine va fi răstignit și cum s-a reușit eliberarea șefului lor, Baraba. Și nu aveau niciun dubiu că Iisus din Nazaret este nevinovat. Asta înțelegea. Și asta înțelegea și tâlharul nostru. Numai că ei au perceput cine ia deciziile, că deciziile sunt luate la nivel înalt, iar cei doi sunt pe cruce, unul la stânga și unul la dreapta lui Iisus Hristos. Și avem aici doi tâlhari, cât se poate de păcătoși amândoi iubind nelegiuirea, chiar și după standardele romane, da, după standardele romane care erau așa cum erau. De ce doar unul dintre ei va fi în paradis, pe când celălalt pierdut pentru totdeauna?
De ce doar unul dintre ei, vorbind acum despre tâlharul de la stânga și cel de la dreapta? Că amândoi au același set de informații, amândoi au posibilitatea să asculte și să vorbească cu Mântuitorul, amândoi se aflau în fața ultimei șanse, când oricum nu mai aveau ce pierde, când oricum nu mai existau constrângeri de altă natură, aflarea de propria conștiință, care este cea mai puternică, dacă mai exista așa ceva în mintea lor, în acel ultim moment, ultim firișor de nisip care se scurgea din clepsida timpului lor. Și ceea ce ne șochează în această clipă dramatică, și vă rog să vă opriți, este extrem de fragilă frontieră dintre credință și necredință, dintre decizia de a-L urma pe Mântuitorul și decizia de a rămâne cu batjocura. În timp ce primul îi cerea lui Hristos dovada mesianității lui, provocându-l să acționeze, nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Celălalt, tărharul despre care discutăm, își recunoaște vinovăția și declară public, da, nevinovăția lui Iisus Hristos. Era singurul glas lucid în oceanul de batjocură produs de elitele poporului ales, care îi împingea de la spate pe popor să-l scuipe și să-l batjocorează și să-l atace și să-l critique. Singurul glas lucid este glasul acestui tâlhar. Și el spunea, cam așa cum spunea Enoch în fața universului spectator, ca și Enoch, ca și Moise, ca și Ilie, despre adevăratul plan al lui Dumnezeu. Și de aceea de pe buzele lui se aude cu atâta recunoaștere și umilință: recunosc că sunt un tâlhar și merit soarta, dar vreau să știți că sunt de partea voastră. Vreau să știți, imaginându-se că se adresa universului spectator, cum a făcut Moise, Ilie și Enoch, că sunt de partea voastră în această bătălie, că înțeleg ce se întâmplă și că vreau și eu să fiu vindecat. Și cu ultima mea suflare declar că Dumnezeu este nevinovat, că Fiul Său este nevinovat și că Satana este în spatele acestei tâlhării și acestei crime și acestei oribile crime pe care a făcut-o răstignindu-L pe Iisus Hristos. Și imediat a venit răspunsul cerului prin Iisus Hristos: astăzi vei fi cu mine în rai. Și acum vă imaginați dumneavoastră cumva cum Enoch a sărit ca ars când a auzit așa ceva. A început să protesteze, să strige: bă, omule, un asemenea tâlhar irecuperabil nu are ce să caute, domnule, în împărăția neprihănirii. A început să meargă la urechile serafimilor și să spună: domnule, este un act de nedreptate. Nu putem să trecem cu vederea viața acestui om. Ăsta n-a umblat cu Dumnezeu cum am făcut eu. Păi nici măcar câteva zile de botez, de pregătire, o săptămână, două. Păi cum rămâne, mă, frate, cu sfințirea care este o lucrare de o viață întreagă? Și dumneavoastră unii dintre dumneavoastră o să apăreți și o să spuneți: păi stai, frate, chiar așa de ușor este să fii mântuit? Și mi-amintesc când și în discuțiile cu prietenii mei spuneau: atenție, este un singur episod acolo, ca să nu facem o regulă din ea. Dar de ce nu recunoaștem că mulți dintre noi folosim deseori cazul tâlharului pocăit răstignit alături de Hristos pe cruce pentru că ne place și ne vedem și noi în cazul celor care am iubit nelegiuirea. Suntem mișcați de dragostea Mântuitorului și pe bună dreptate. Suntem mișcați de iertarea Lui și de mila Lui pentru un păcătoș ce și-a recunoscut vina în ultimele secunde ale ceasului al 12-lea. Dar în același timp trebuie să recunoaștem că sunt mulți dintre noi care ni se pare că e cam simplistă calea aceasta de a strecura în împărăție așa oameni care nu dau dovadă de schimbare, că nu știu doctrina, că nu s-au botezat, care nu au avut ei transformarea într-o viață întreagă, da? Păi ce, este așa de ușor să emigrez în împărăția luminii printr-un simplu vreau și eu acolo? Merg și eu la nuntă, nu? Așa cum se pare, zic eu, că a fost cazul tâlharului nostru, atunci, păi bună de la ce bune, la ce mai este bună legea? Ce să fac cu sabatul? De ce să țin învățătura sanctuarului și reforma sanitară? De ce să fac lucrare misionară și nesfârșitele confruntări teologice sau ideologice?
De ce să spunem că noi suntem diferiți și că avem tot adevărul față în față cu creștinii din alte biserici? Dacă o simplă mărturisire că Iisus este Mântuitorul lumii ne poate pe toți duce acolo unde sperăm să ajungem. Că de fapt asta este și teologia tuturor bisericilor de astăzi. Dar dacă citim însă raportul Scripturii cu privire la acest eveniment important, o să observăm un detaliu marcant care schimbă complet datele problemei. Să vedem ce spune Luca. Unul din tâlharii răstiniți îl batjocora și zicea, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și i-a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Ați observat? Omul acesta n-a făcut niciun rău. Acest tâlhar declara aici în fața lumii că omul Iisus Hristos n-a făcut niciun rău. Singurul glas lucid în oceanul de batjocură, singur împotriva tuturor, el declara neprihănirea lui Hristos. Preoții cei mai de seamă susțineau că el este un făcător de rele. Drept răspuns ei au zis, dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale în discuția cu Pilat. Adică ce proces al Domnului Iisus Hristos? Ce proces? Dă verdictul imediat, că doar te bazezi pe ce spunem noi. Dar vocea tâlharului de pe cruce e atât de diferită, e atât de contrastantă. Poporul din Ierusalim fusese convins de asemenea acuzații și strigase din toată inima, răstignește-l, deși Pilat nu dorea să-l condamne. Ucenicii lui, care ar fi trebuit să știe că el nu este un făcător de rele, se ascundau prin oraș de frica represiunii, deși locul lor era la piciorul crucii, strigând cât se poate de tare că Hristos este neprihănit și că ei sunt martori ai nevinovăției lui. Petru ar fi trebuit să nu-i fie rușine și să nu se lepede de Dumnezeul lui. Prin contrast, vocea cui se aude ca spunând că omul acesta nu este un făcător de rele și că el este un neprihănit? În acele clipe grele, doar un tâlhar condamnat la moarte a reușit să declare public neprihănirea lui Hristos. Și Dumnezeu oferea acolo lumii ultima rază de lumină asupra caracterului său non-violent, ca un miel care îl duce la tăiere. Și nu s-a găsit decât un tâlhar care să vadă, care să aprecieze și care să declare ca un martor frumusețea acelui caracter. Și acum să ne întoarcem la Enoch. La Enoch. Credeți cumva că el s-a jurat în sinea lui și a zis niciodată cât o să-l văd în ceruri, n-am să dau ochii cu acest tâlhar, că oricât de veșnicia de lungă ar fi. Nu. Toate acestea ar fi fost cât se poate de adevărate și conforme cu realitatea. Dar nu s-a întâmplat așa ceva și nu se va întâmpla așa ceva. Enoch s-a bucurat la fel de mult ca și familia universală a lui Dumnezeu de acest suflet magnific, trezit la realitate în ultima secundă a vieții lui, realitate pe care savanții lui Israel nici măcar nu o visau, nici măcar nu o bănuiau, în care erau foarte siguri de ceea ce făcea. Și sunt două exemple luate în tandem care ne ajută să înțelegem că Dumnezeu are o soluție uimitoare pentru toată rana familiei omenești. O barcă de salvare, o arcă de salvare în care încap și cei cu moralitate impecabilă, foarte bine, și cei fără niciun fel de moralitate. Și toate variațiile posibile între aceste două extreme. Între impecabilul Enoch și depravatul tâlhar de pe cruce se află un întreg spectru de nelegiuit care s-au trezit la timp să înțeleagă faptul elementar. Că toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și că revenirea slavei nu este un premiu de bună purtare, ci darul fără plată, rezultat din sângele cuiva, egal cu legea care astăzi nu mai este. Sigur, miliarde vor pieri, deoarece au refuzat și vor refuza oferta gratuită a lui Dumnezeu.
iar aceștia vor fi și ei extrem de diferiți de la comportament impecabil la ticăloșie absolută. Vor fi enohi din punct de vedere al comportamentului impecabil care refuză oferta de vindecare. Înțelegeți? Dar nu despre ei vorbim aici. Aici vorbim despre cei care vor moșteni pământul, despre cei care vor moșteni noul pământ. Și toți au o platformă comună. Născuți sub legea păcatului și a morții, adică despărțiți de Dumnezeu. Și în acest spectru comportamental, de la impecabilul Enoch până la tâlharul fără de speranță, fiecare avem locul nostru. Dar toți vom fi vindecați în același fel, vindecați după aceeași metodă, fără excepție. Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el și îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare. Calea consacrată duce la o singură poartă. Hristos este poarta. Hristos este calea. Hristos este adevărul. Hristos este omenescul unic cu divinul. Nu există două căi. Nu există două porți. Soluția lui Dumnezeu nu are două intrări. Nu sunt două canale. Unul pentru păcătoși care nu păcătuiesc și altul pentru păcătoși care păcătuiesc. Nu există așa ceva. Sfinți sau păcătoși, după propria evaluare, toți trebuie să fim aduși la scopul etern al lui Dumnezeu, temelia pe care veșnicia este așezată ca să nu mai fie tulburată niciodată. Din această perspectivă este numai corect să spunem că Enoch a intrat în cer ca ultimul tâlhar de pe platforma aceasta, comună. De ce? Pentru că el venea din mijlocul unei rase ridicate împotriva creatorului ei. De ce? Pentru că venea din mijlocul unor oameni vinovați ca toți ceilalți, din mijlocul unor oameni lipsiți de speranță ca toți ceilalți. A fost un tăciune scos din foc. Din mijlocul unei generații criminale pe plagul sinuciderii globale, ca asta s-a întâmplat la potop, aliată cu hoarda demonilor, pornit să-l alunge pe Dumnezeu de pe tronul său. Și el a știut precis că puntea peste haos este calea consacrată, este mielul înjunghiat și nici de cum performanțele lui spirituale pe care pastorii noștri conservatori tot bat apa în piuă că trebuie să fim ca ei. Dar bineînțeles că e frumos să fii educat, bineînțeles că este frumos să iubești neprihănirea, e foarte bine. Dar platforma este una comună. Suntem lipsiți de legea Duhului de viață, suntem conduși de legea păcatului și a morții, suntem ultimii tâlhari și avem nevoie de vindecare. Spectrul este larg. Tâlharul de pe cruce va păși peste aceeași punte spre noua împărăție, iar ticăloșia lui profundă nu numai că nu va fi un impediment, dar nici măcar nu va fi împiedicată de locuitorii stelilor în frunte cu Enoch, Ilie sau Moise. Va fi primit, va fi îmbrățișat la fel de cald ca și Enoch, ca Iov, ca Daniel, ca toți eroii ultimei generații care vor pune ștreangul de gâtul lui Azazel, deși provin din cea mai degradantă, degenerată epocă a existenței rasei umane. Actul creator, dezbrăcați-l și îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare, va fi momentul conștientizării faptului că toți suntem dintr-o rasă, membri unei rase capabile să lucidem pe Dumnezeu. Atunci vă veți aduce aminte de purtarea voastră ce area și de faptele voastre care nu erau bune. Vă va fi scârbă de voi înșivă din pricina nelegiuirilor și urăciunilor voastre. Și toate aceste lucruri nu le fac din pricina voastră, zice Domnul Dumnezeu, să știți. Rușinați-vă și roșiți de purtarea voastră, casa lui Israel. Ezechiel 36. Omenirea, inclusiv Biserica Rămășiței, se află astăzi din nou la stânga și la dreapta lui Iisus Hristos. La stânga și la dreapta lui Hristos cel răstignit. Iar subiectul controversiei este același. Este omul acesta neprihănit? Solia 88. Originea neprihănirii lui? Și vine sora mai și spune: în lume există numai două categorii de oameni de tâlhari. Cei care îl cunosc pe Dumnezeu și cei care nu îl cunosc. Omul spiritual aparține primei categorii. Omul firesc aparține cele de-a doua. Iar categoria de care aparținem este determinată de concepția noastră despre caracterul Tatălui
și al Fiului. La stânga și la dreapta lui Hristos, cele două categorii de oameni privesc la sacrificiul lui Dumnezeu și au reacții contradictorii, precum cei doi tâlhari. Unii au o concepție greșită despre acest caracter și se întreabă de ce un caracter atotputernic nu se salvează pe el însuși și nu-i salvează și nu ne salvează și pe noi. Încheind mai repede această tragedie sângeroasă, chiar Dumnezeu nu vede ce se întâmplă? I-auziți? Și ceilalți văd în jertfa lui Hristos frumusețea caracterului divin și declară fără teamă că Dumnezeu nu este aspru, că Dumnezeu nu este neiertător, că Dumnezeu nu este pretențios, că Dumnezeu nu este sever, că Dumnezeu nu este arbitrar, așa cum spun dușmanii lor. Dumnezeul nostru nu este un făcător de rele, Dumnezeul nostru nu operează în afara legii. Dumnezeul nostru ne arată că toate evenimentele trebuie canalizate în lumina care se revarsă de pe calvar. Și tâlharii ultimei generații, de la impecabilul Enoch până la nelegiuitul nostru și tâlharul nostru de pe cruce, tâlharii ultimei generații, răstigniți alături de Hristos, urmând drumul crucii în familiile și în viețile lor, vor recunoaște caracterul pașnic al soarelui neprihănirii și vor înțelege toate evenimentele care se vor putea observa cu ochiul liber în acest proces. Ca martori final, v-ați dori să vorbiți precum tâlharul de pe cruce în aceste momente, când toată lumea e cufundată în oceanul de necunoaștere cu privire la Dumnezeu? Mai suntem noi interesați în acest proces? Bătălia finală din marea controversă este chiar în fața noastră, când Satana, cu toată puterea și semnele, va lucra spre a reprezenta greșit caracterul lui Dumnezeu, spre a înșela, dacă va fi posibil, chiar și pe cei aleși. Dacă a existat vreodată un popor în mai mare nevoie de lumină din cer, în permanentă creștere, este poporul pe care în această vreme de pericole Dumnezeu l-a chemat să fie depozitarul Sfintei sale legi și să justifice caracterul său în fața lumii. Cei cărora li s-a încredințat o asemenea misiune sacră trebuie să fie sensibilizați, vitalizați și elevați de adevărurile pe care pretind că le cred. Totul este gata. Poftiți la nuntă!